Da. Da. Nici mariajele nu mai sunt ce au fost odată. Dacă în 2014 la Constanța, la Oficiul Stării Civile, s-au înregistrat numai puțin de 55 de divorțuri, în acest an numărul a trecut deja de 60 și continuă să crească. Cei care n-au copii minori pot depune la noi divorțul, dar dacă au copii minori se pot adresa notarului. Iar în cazul în care nu se înțeleg, se adresează instanței de judecat. De-a lungul timpului au existat numeroase cupluri care au dorit să divorțeze la doar câteva zile după ce s-au căsătorit. Câteva cazuri s-au concretizat cu o despărțire la numai 2 zile după nuntă, chiar vara aceasta. În activitatea mea de 25 de ani, pot să vă spun că au fost cupluri care au venit să divorțeze lunea. Sâmbătă a avut loc nunta, iar lunea au venit să divorțeze. Păcat. Adică n-am fost de acord cu divorțul. Vă dați seama că ei nici nu se cunosc bine sau mai sunt cazuri în care ei trăiesc în concubinaj câte 10 ani, 12 ani, 15 ani și după ce încheie actul, adică se oficiază căsătoria, divorțează. N-am înțeles niciodată de ce. Am avut în vară, da, câteva cazuri. Din câte se pare, divorțurile rapide se datorează eșecului nunții și a certurilor ulterioare, chiar și între rude în privința banilor. Pe termen lung, psihologii au identificat alte motive ale separării cuplurilor, cele mai des invocate fiind lipsa educației pentru familia viitorilor soți și părinți, dar și problemele economice apărute de-a lungul vieții, certuri din cauza banilor, creșterea gradului de plictiseală în doi și apariția unui amant.